Astăzi la școala de vară GPEC am vorbit despre metodologia de a optimiza rata de conversie. Cel mai important lucru în partea asta de rata de conversie este analiza inițială, după care generarea de idei pentru a schimba aceste pagini și a schimba comportamentul vizitatorilor, după care vor apărea și conversiile. Anul ăsta mi-a plăcut la GPEC, au fost mult mai mulți oameni și asta e încurajator, pentru că oamenii se prind că nu pot să facă performanță dacă nu învață, dacă nu schimbă idei, dacă nu-și dau seama că sunt niște scurtături de care ei nu sunt conștienți, fiindcă fac întotdeauna același lucru și, după cum spune Eminescu parcă, nu poți să te aștepți la rezultate diferite făcând același lucru în fiecare zi, doar dacă ești nebun. Partea mișto în comparație cu un eveniment din ăla de dimineața până seara într-o sală de conferințe este că oamenii sunt mult mai degajați, se joacă, acum este soare, suntem la iarbă verde, e mai multă detașare și cred că oamenii sunt puțin mai permeabili ca un burete să primească informații.